Fraților, ne apropiem cu pași repezi de sărbătoarea Învierii Domnului și 2020 ne pune într-o situație nemai văzută. Poate pentru prima și ultima dată în viețile noastre nu avem acces cu toții la Sfânta Lumină, dar fără panică. Cred că Dumnezeu a vrut să ne transmită un mesaj prin această carantină. Închiderea bisericilor, locul de unde ne putem procura hrana spirituală cel mai bine și oprirea de la Sfânta Lumină. Dumnezeu ne vede că în aceste timpuri de meningită morală și necredință, preferăm să stăm închiși în casa egoismului nostru spiritual, în loc să ieșim din cușca aceasta și să răspândim înțelepciune și bine. Așa că ne-a dat această carantină ca să reflectăm mai mult la acest lucru. Dumnezeu ne-a văzut că duminica, în loc de a-i oferi această zi lui prin participarea activă la slujbe și mai ales prin fapte bune, noi dorim să stăm acasă și să ne relaxăm, dar totodată să nu lucrăm în direcția binelui. Așa că Dumnezeu a spus, dacă doriți să rămâneți în casă, facă-se voia voastră, dar o să duceți dorul a ceea ce pierdeți pe momentul carantinei. Dumnezeu ne-a văzut că nu postim cum ar trebui, așa că ne-a dat tuturor un post spiritual în care să ne gândim la bine, la ce o să facem cu viața noastră de acum încolo, să ne rugăm și să transmitem gânduri bune, chiar dacă nu față în față. Asta doresc să fac și eu pe canalul meu tot timpul, nu doar în perioada aceasta. Să arăt lumii modele de curaj, onoare, credință, moralitate într-o lume care promovează exact opusurile. Dar prin puterea exemplului, lumea poate fi schimbată. Noi măcar putem să ne rugăm în casele noastre, toți odată, într-o singură voce, iar preoții pot oficia Sfânta Liturghie, dar pentru primii creștini, toleranța religioasă era un cuvânt de dicționar, aproape nulă, fiind persecutați 24 din 24. Sunt imperator și doresc să vă aduc în Săptămâna Mare lumină spirituală prin acest documentar despre cei mai cunoscuți doi ofițeri superiori din armata romană care prin credința lor au devenit sfinți. Unul este Gheorghe, celălalt este Dimitrie. Dacă erai creștin în Roma antică, mă rog, Roma de dinaintea împăratului Constantin cel Mare, aveai șanse foarte mari să scapi de moarte dacă erai om simplu. Dar pentru soldați, șansele erau aproape nule, deoarece armata era obligată să-i aducă omagii împăratului ca unui zeu, ori un creștin nu îi poate aduce adorare decât lui Dumnezeu cel adevărat. Necinstirea împăratului aducea după sine pedeapsa cu moartea, ca înaltă trădare față de imperiu și dacă soldații simpli, ca sfinții 40 de mucenici, erau ușor de dibuit, ofițerii superiori nu aveau unde să se ascundă. Asta era situația și cu Georgios, ofițerul care avea să devină Sfântul Gheorghe, purtătorul de trofeu sau purtătorul de biruință. A fost născut într-o familie de creștini buni, spre finalul secolului al III-lea în Capadocia, iar tatăl său era ofițer. Odată ce a ajuns la majorat, Georgios a dorit să-i calce pe urme tatălui său și s-a înrolat, iar din cauza talentului înnăscut de a comanda și din cauza firii sale carismatice, a avansat pe scara rangurilor militare până la tribun și de la tribun la comes, ceea ce îi dădea oportunitatea de a intra în garda personală a împăratului după structura armatei romane târzii. În acea vreme, împăratul era Diocletian, care până în anul 303 se dovedise a fi tolerant din punct de vedere religios și prima parte a domniei sale a fost un moment de respiro pentru creștinism, iar cu această ocazie, Georgios s-a dovedit a fi vrednic de a fi numit în comanda gărzii imperiale. Numai că Diocletian a fost cel care a introdus tetrarhia, sistemul care împărțea imperiul în două, fiecare jumătate fiind condusă de un împărat, Augustus, și fiecare împărat avea un adjunct, Cezar. Adjunctul lui Diocletian era Galerius,
care ura creștinismul din toată inima. Și înveninându-l pe Diocletian, împăratul a declanșat cea mai sălbatică persecuție împotriva creștinilor din câte au existat, deși eu aș pune-o pe picior de egalitate cu persecuțiile împăratului Aurelianus. Când Diocletian a eliberat decretul, comandantul gărzii, care era Georgios, avea obligația personală de a conduce persecuțiile, dar atunci Georgios refuză, spunând că nu ar putea să-și persecute frații de credință, fiind creștini el însuși. Atunci comandantul a fost arestat și torturat sub acuzațiile de înaltă trădare și faptul de a fi creștin și i s-a cerut să renunțe la dreapta credință, dar Georgios râdea când auzea această glumă, în ghilimele, și ieșea cu bine din fiecare formă de tortură, chiar cu o putere și mai mare. Într-un final, Diocletian s-a săturat de prelungirea torturii și i-a ordonat execuția prin decapitare. Astfel, în ziua de 23 aprilie 303, comesul Georgios a fost scos în afara zidurilor Nicomediei și a fost decapitat, devenind din comandantul Georgios sfântul mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Diocletian și-a pierdut unul dintre cei mai buni comandanți din cauza intoleranței sale și din cauza faptului că a fost prost sfătuit. Dar raiul și întreaga lume creștină și-au câștigat un sfânt de o importanță deosebită. Nimeni nu se aștepta ca peste 3 ani, în 306, alt ofițer vrednic să cadă sub persecuție. Demetrios s-a născut într-o familie nobilă în anul 280 și ca toți tinerii din familiile nobile romane care doreau un post de administrație important, a făcut stagiul militar ca ofițer superior. În tradiția populară este numit voievodul Salonicului, deci din titulatură putem deduce că era comandantul forțelor Tesalonicăi. Și când a fost vremea să preia o funcție administrativă, i-a fost dată funcția de proconsul al orașului Tesalonica, printre cele mai importante din acea vreme. Și faptul cel mai uimitor este că le-a realizat pe toate încă de tânăr. Fiind crescut în credința creștină, i-a apărat de persecuții cât a putut pe frații săi de credință și era el însuși practicant, dar cândva și cândva tot avea să fie descoperit. Galerius a făcut din orașul Tesalonica scaunul puterii sale și când s-a întors dintr-o campanie din nord împotriva barbarilor migratori victorios, a dorit să-și sărbătorească victoria prin tradiționalele jocuri de circ, iar gladiatorii erau vedetele serii, numai că acele lupte de gladiatori erau cam incorrecte, deoarece prizonierii unul câte unul aveau să lupte cu Lios, campionul arenei, și tot unul câte unul cădeau răpuși de sulițele gladiatorului. În acel moment, Demetrios a fost turnat de niște păgâni binevoitori, evident în ghilimele, din oraș, iar Galerius a ordonat ca proconsulul să fie pus sub arest într-o termă din apropiere. Apoi la Demetrios vine unul din subofițerii săi, Nestorios, care era și el creștin și îi raportează comandantului său că Lios era de neoprit și în curând toți prizonierii aveau să fie masacrați. În acel moment, Demetrios își binecuvântează subalternul și se roagă lui Dumnezeu pentru reușita lui și Nestorios intră în arenă, deși Lios îl depășea cu mult pe Nestorios în putere și înălțime, după o luptă spectaculoasă în arenă, ofițerul îl răpune și strigă în arenă că a putut să-și înfrângă oponentul doar cu ajutorul lui Dumnezeu venit prin binecuvântarea comandantului său. Galerius turbează de furie auzind asta și trimite un detașament în arenă care îl execută pe Nestorios prin decapitare,
iar apoi detașamentul ia sulițele gladiatorului răpus și năvălesc peste Demetrios în termă. Fără să pună întrebări, îl lovesc pe fostul lor comandant de mai multe ori cu sulițele și așa a pierdut Imperiul Roman încă un comandant excepțional și un ofițer destoinic, dar raiul a câștigat un sfânt de seamă, sfântul mare mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Idealurile rămân idealuri, indiferent de epocă, și nu au supraviețuit prin oameni care s-au făcut frați cu necuratul până au trecut puntea. Mulți oameni astăzi se ghidează după această zicală, dar uită că are și o continuare. La capătul punții te asemeni cu el. Demetrios și Georgios nu au dorit să se asemene cu necuratul și au rămas pe calea loialității și a credinței până la moarte. Într-un final, puțin își mai amintesc de Diocletian și Galerius, dar milioanele de oameni și multe orașe poartă numele celor doi sfinți. În încheierea documentarului aș dori ca în Vinerea Mare și de Înviere să ne ridicăm rugăciunile către cer și cei care doresc să se uite la transmisiunile live ale slujbelor de Prohod și Înviere. Evident, ca să marcheze finalul postului mare, am să postez un documentar chiar în ziua de Paști. După slujbă, bineînțeles, vă urez o săptămână binecuvântată și o viață plină de bucurii. Dacă v-a plăcut acest documentar, lăsați un like, lăsați un comentariu, abonați-vă la canal, distribuiți acest videoclip, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar, ca să poată primi și ei o parte din bucuria acestor sărbători. Vă mulțumesc!